multe, sincer. Da, bună ziua. În conformitate cu dispoziția domnului primar, numărul 458 din 22 septembrie 2023, ați fost convocați pentru astăzi în ședință ordinară. Din consultarea condicii de prezență, rezultă că sunt, din cei 17 consilieri, sunt prezenți toți. Dau cuvântul domnului președinte pentru a prezenta ordinea de zi a ședinței și ordinea suplimentară care a fost comunicată aseară la ora 4. Dar înainte de a citi ordinea de zi, vă rog să spuneți spre aprobare procesul verbal de la ședința anterioară. Bună dimineața! Spuneți spre aprobare procesul verbal de la ședința anterioară. Cine este pentru? Potrivă? Se abține cineva? Dar s-a votat cu număr de 17 consilieri. Trecem la punctul numărul 1 pe ordinea de zi. Nu. Spuneți spre aprobare ordinea de zi a ședinței de astăzi. Spuneți pe acolo are ordine de zi a ședinței de astăzi, cine este pentru? Până ajungem acolo. Și înainte de a trece la punctul 1, informăm că avem din partea CRAB Bacău, doamna... Doamna director adjunct. Doamna director adjunct. Olimpia Adamă, numesc. Așa, și domnul... Cotrin Păuceanu, managerul de contract de UIPOI. Da, informăm că avem prezență la ședința noastră. Da, continuăm. Da, trecem la primul punct pe ordinea de zi. Proiectul numărul 1. Prezentarea raportului de activitate pentru perioada 1 octombrie 2023-30 septembrie 2023 de către consilieri locali și viceprimar. Din ceea ce am văzut, toate rapoartele de activitate sunt prezentate la doamna secretară, la, așa pentru a putea fi afișate. A fi publicate. Da. Cred că sunt ceva discuții, dacă nu se pune la vot acest proiect. Pentru? Da, s-a votat cu numărul 2 și 17 consilieri. Deci, am punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului simetrial al activității asistenților personal pe perioada 1 ianuarie 2023-31 iulie 2023. Deci, raportul Comisiei Învățământ, da? Avizul Comisiei de Învățământ? Da. Da, este? Da. Mai dăm cuvântul lui... Da. Deci este vorba de raportul pe primul semestru din 2022. Eu sunt știință la bogătă, unde ești? În principiu, de primul asistenților personali, semințile cam la același număr, 25-24, plus minus 100, în schimb, numărul indemnizaților începe să crească și este în continuu creștere. La ora actuală am 65 de dosare. Până în iunie au fost doar 63. Vreau să vă spun că asistenții personali primesc toate drepturile legale, conform contractului de muncă și stabilit în contractul de muncă și fișa postului. Menționăm că au fost verificați fiecare în parte. Sunt verificați odată la 6 luni sau de câte ori este cazul. Toate asistenții personali au fost conform, nu s-au găsit nici în regulă. Dacă îmi permiteți, mie, da. Vreau să vă întreb și să informați Consiliul Local ce salariu are un asistent personal. Deci, un asistent personal are așa. Cei care sunt, ei primesc gradații în funcție de prima muncă, la fel ca orice salariat. Cel mai mic salariu este de 2007 lei, iar cel mai mare este de 2093 lei. Cu toate... Vorbim despre net. Brut sau net? Net. Cât iau în mână. Da. Este net. Deci 2000 de lei. 2007, cel mai mic. Și 2093, care are... Întrebare. Cu indemnizația de hrană, cu tot? Da, cu tot. Deci cât ia haideți să vorbim așa. Deci cu indemnizația de hrană cu tot, dar scăzut indemnizația de hrană 2230, nu știu cum, nu? Sau cât? Indemnizația e 347 net. Da. Da. Deci au în jur de 170, 1700. Da, cam așa. 1868 de netul, mine pe tot. Plus celelalte drepturi pe care le au, voucherele de vacanță, da? Primesc voucherele de vacanță în fiecare an, în sumă de 1450 de lei și este remunerat concediu de odihnă, pentru că nu se primește. Adică încă un salariu. Da. Da, primești încă un salariu în loc de concediu de odihnă. Da, în luna ianuarie. Da, bine, continuați. Dacă sunt discuții, dacă nu se supune la vot acest proiect, cine este pentru? Potriva, să fie ceva, dar s-a votat cu numărul 17 consilieri. Deci la punctul numărul 3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea planului anual de acțiuni privind serviciile sociale acordate la nivelul Comunei Dofteana pe anul 2023. Comisia Învățământ. Da. Tot, domnule. Deci este vorba tot despre stații sociale pe care le acordăm.
Este vorba de ajutorul social, alocația de sprijin familiar, chitete, absolut tot ce se poate da cu un fond legii. Deci ne menținem la același nivel ca anul trecut, nu suntem în creștere, sunt foarte bine la capitolul ăsta. Atât. O să urmez iar ajutorul de încălzire acum o să fie. Când încep depunerile? De pe 20 octombrie, 20 noiembrie. Începe depunerea de dosare. Da, da, da. De pe 20 deci de pe data de 20 octombrie încep depunerea dosarelor pentru ajutorul de încălzire. Vor veni noi criterii? Nu, nu. Deci sunt aceleași baze legale care au fost și în 2022. Exact, dar nu ca anul trecut. Doar este în discuție cu digitalizarea, cu primirea dosarelor. Încă nu se știe exact dacă le primim în format electronic sau în format electric. Asta... Nu hotărăm noi asta. Da. Da, continuă. Da. Dacă sunt discuții, dacă nu sunt, spune la vot acest proiect. Cine este pentru? Potrivit, cine este la salutat numărul 17, consilier. Ducem la punct numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii de transport personal cu o firmă autorizată pentru transportul minorilor încadrați într-un grad de handicap la CSI numărul 2 Comănești prin cursul anului școlar 2023-2024, tur de tur. Comisia Învățământ? Aviz favorabil, cine votă pentru? Da, este vorba despre transportul copiilor care au un grad de handicap. Aici am văzut în solicitarea făcută de către părinți, îți mai puțin la număr, dar ei de fapt și de drept sunt vreo 21, nu? Doamna secretară? Da, 21. Așa. Îi duce la școala specială în Comănești, undeva prin Zăvoi, îi duce și îi aduce dimineața la ora 8 și îi întoarce înapoi la orele 14. Dar lucrul acesta îl facem în ultimii 5 ani, din câte mi-aduc aminte, și acum va expira contractul, cred că în luna lui, de la 1 octombrie sau după, și vă supun spre analiză și aprobare, pentru că trebuie să continuăm aceste servicii, să le plătim transportul. Discuții dacă sunt. Dacă nu sunt, spune la vot acest proiect, cine este pentru? Da, s-a votat cum vă dispozirea, trecem la punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale Comuna Dolteana pentru ședința adunării generale ordinare a acționarilor și a ședinței adunării generale extraordinare a acționarilor ASC Compania Regională de Apă S.A. Bacău în data de 2.10.2023, 3.10.2023. Comisia juridică? Comisia juridică, aveți favorabil, ce voturi pentru? M-am dat, domnul. Aici e mandatarea dumneavoastră. Da. Aveți. E mandatarea pentru data de 2 octombrie. Dacă nu sunt discuții, spune la vot acest proiect. Cine este pentru? Da, s-a votat cu numărul de 17 consilieri. Deci, apun numărul 6. Proiect de hotărâre privind desemnarea nominală a reprezentanților Consiliului Local Dolteana și reprezentantului primarului Consiliului de Administrație a Școlii Gimnaziale Scarlat Lui din Dolteana pentru anul 2023-2024. Da, ați aprobat și la ședința anterioară delegații pentru Consiliul de Administrație la Școala Scarlat Lui din Dolteana, dar pe parcurs s-a schimbat legea la dumnealor și prevede doar doi consilieri în Consiliul de Administrație și primarul, bineînțeles, sau un alt reprezentant delegat de primar. Dacă sunt discuții la acest proiect, dacă nu sunt, spunem la vot. Cine este pentru? Da, s-a votat cu numărul 17 consilieri. Acela cu numărul 7. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Unității Administrative Teritoriale Dolteana a construcției pod înscrisă în cartea provincială 64.795 Dolteana și aprobarea demolării acestuia. Comisia Buget? Aviz favorabil cu 7 voturi. Bună ziua. Deci e vorba despre podul de la Cucuieț, cum spunem noi, podul la Păca, care urmează a fi demolat și reconstruit un nou pod prin programul Angel Saligny. La ora actuală s-a deplasat constructorul, este venit în localitatea noastră, lucrează în baza de la munca trotușului, pregătește fierul beton și toate celelalte componente care stau la baza construcției celor două poduri. Mă refer podul la Fofonel, de pe Ștefan Vodă, și podul de la Cucuieț. Noi am toaletat toți copacii care sunt acolo și puneam pericol pe cei care construiesc, iar s-a emis inclusiv autorizația de construire și urmează să apuce de treabă.
Să sperăm și după promisiunile dumnealor, anul acesta vom circula pe ele, chiar dacă nu va fi finalizată lucrarea. Discuții dacă se înmoare acestui proiect. Dacă nu sunt, supune la vot acest proiect. Cine este pentru? Da? Să vota cu numărul 17 consilier. Deci la următorul punct pe ordine de zi, proiect de hotărâre privind transformarea unei funcții publice de execuție vacante, de post 212.488 de polițist local, clasa 3, gradul debutant, cu parcurgere siguranță și prevenirea criminalității din polițist local, clasa 1, gradul debutant. A, deci aici, după cum am spus, se propune transformarea unei funcții publice vacante din cadrul aparatului specializate al primarului, după cum urmează. Polițist local, clasa 3, gradul debutant, compartiment siguranță și prevenirea criminalității, în polițist local, clasa 1, gradul debutant. Dacă sunt alte discuții? Dacă sunt discuții, dacă nu sunt, comisia juridică? Aviz favorabil, 5 voturi pentru. Supunem la vot acest proiect de hotărâre. Este pentru? Da, s-a votat numărul 7 consilier. Deci, la următorul punct pe ordine de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea situației analitice a veniturilor și cheltuielilor realizate în perioada 1 aprilie 2023, 30 ianuarie 2023, aferent contractul de administrare numărul 7137 din 21.06.2009 și încheiat cu RNB Rosilva Târgu Ocna. Domnul primar, să trebuie explicația la acest proiect. Contractul de administrare, cel la cum l-am explicat. Da, materialul a ajuns la dumneavoastră în legătură cu proiectul acesta. Știți despre ce este vorba. Vă vorbesc în bani vechi. Noi le asigurăm, adică nu, ei ne asigură nouă pază, iar noi plătim paza în fiecare an. Dar dumnealor ne face prestări servicii de toate care le-a studiat în planul ăsta de acțiune și ați văzut în bani vechi 700 și ceva de milioane care efectiv trebuie să ne dea ei nouă și noi trebuie să le facturăm. Anul trecut au luat mai mult, că au luat un miliard. Acum au fost, probabil, și materialele MNOS vândut mai puțin sau ceea ce au reieșit din lucrările silvice. În condițiile astea, valoarea ați studiat, o vedeți și vă supun spre analiză și aprobare. Da, discuții dacă sunt. Dacă nu sunt, avizul comisiei bugete. Aviz favorabil. Da, spun la vot acest proiect. Cine este pentru? Da, s-a votat numărul 17 consilier. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației, studiu de fezabilitate a indicatorilor tehnico-economici și a dezvoltării generale pentru obiectivul de investiții. Înființare sistemului inteligent de distribuție gaze naturale în comuna Dovdeana cu satele aparținătoare Dovdeana, Bogata, Cuieț, Larga, Hăideac, Seaca, Ștefan, Vodă, Vestul Bacău, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiție Angel Salini, precum și asume reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. Da. Deci, în momentul când noi am accesat fondul european prin POIM, înființarea sistemului inteligent de gaze, la momentul respectiv am depus studiul de fezabilitate împreună cu devizul general și am fost eligibil, știți destul de bine, cu 61 de puncte, dar nefinanțabil, întrucât proiectul nu a putut cuprinde toată capacitatea tuturor proiectelor care erau câștigate în toată România. 73 de localități, repet ceea ce spuneam și altă dată, au fost transferate la Ministerul Dezvoltării prin Programul Național Angel Salini. În aceste condiții am făcut celelalte demersuri. Astăzi s-a încheiat toată licitația, în urmă cu câteva săptămâni de zile, așa. Am semnat contractul, au un termen de 30 de zile să ne depună proiectul tehnic. Bineînțeles, pe parcurs au intervenit și alte probleme și alte discuții, întrucât cei care vor lua în primire distribuția noastră de gaze nu sunt de acord ca subtraversarea pe sub calea ferată și sub râul Trotuș să aibă loc de 3 ori către celelalte două sate, Larga și Cucuieț. Ei vor doar numai o singură dată și acum cred că cerem o prelungire a proiectării tehnice, pentru că joia viitoare, în jurul orelor 10, avem o întâlnire împreună cu distribuitorul de gaze și cu executantul lucrării, cu dirigintele de șantier și împreună cu firma Habau din Germania.
Bineînțeles, dacă ne-am mutat la Ministerul Dezvoltării, noi avem un alt deviz acum, pentru că actualizarea devizului la ora actuală față de celălalt diferă, nu mult, dar diferă. Valoarea, a studiat-o, o vedeți, transformată în euro, sunt peste 11 milioane de euro fără TVA. Deci atât costă înființarea sistemului inteligent de gaze din localitatea noastră pe o lungime de 81 de kilometri rețea de gază, de gaze plus branșamentele. Vă supun spre analiză și aprobare devizul și actualizarea indicatorilor tehnico-economici. Avizul Comisiei Buget. Aviz favorabil. Da, supunem la loc acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Da, s-a votat cu numărul 36 consilieri. Deci, în următorul punct, proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fizabilitate a indicatorilor tehnico-economice ai proiectului al listei de investiții, proiectarea valorilor investițiilor aferente a Consiliului Local Doctrina și a participării Consiliului Local Doctrina la cofinanțarea proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apăuzată Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului. Nu. Privind aprobarea studiului de fezabilitate. Am trecut la următor. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate indicatorilor tehnico-economice ai proiectului al listei de investiții, proiectarea valorilor investiții aferente Consiliului Local Doftean și a participării Consiliului Local Doftean la cofinanțarea proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apăuzată în județul Bacău în perioada 2014-2020. Da. Da. Motivul prezenței doamnei director adjunct și al reprezentantului implementării proiectului, zic bine, da? Dirigintele de șantier. Eu i-am invitat aici, în baza unei adrese pe care am făcut-o către CRAB Bacău, dumnealor să vină aici. Doamna director, din ceea ce am înțeles, pentru că a fost și la noi la primărie, este mai nouă venită, dar nu înseamnă că este nouă și în implementarea proiectelor europene. Vine de la județul Neamț, unde are în spatele dumneei multe proiecte europene și sute de milioane de euro care au fost atrași de către dumnealor acolo unde au activat. Am adus mai mulți factori de conducere din Primăria Comunei Dofteana, cei care lucrează la acel proiect efectiv împreună cu reprezentanții CRAB-ului și noi avem unele discuții, nu de astăzi, dumneavoastră, mare majoritate știți, în legătură cu aducțiunea de apă de la stația de tratare Cărăboia și traseul care merge până la municipiul Onești. Noi nu am vrut să semnăm trecerea prin localitatea noastră, mă refer trecerea, deci prin localitatea noastră, a conductei de aducțiune apă potabilă, tratată, către Onești, prin locul pe acolo pe unde solicită dumnealor. Adică, între limita proprietății, mă refer vis-a-vis de piața Dofteana, și acostamentul drumului DN12A, care are o lățime de 3,70 m, cel mai mult 4 metri, din ceea ce cunoaștem noi, nu încape acea conductă de aducțiune apă, pentru că, din câte cunosc, are 1.000 sau 1.500, nu? Cât are domnul? La 500. 500? 500 da. Diametru, da, bun. Așa. Lângă conducta noastră, nu, lângă canalizare și apoi conducta de gaze, iar la limita proprietății, la fiecare cetățean există acei stâlpi conducători de electricitate care au o cioată destul de mare pe o suprafață de aproape un metru pătrat și chiar de un metru pătrat, plus fibra optică. Motivul pentru care i-am invitat aici pe dumnealor, pentru că noi le-am stabilit un alt traseu, le-am propus efectiv un alt traseu, iar dumnealor vor să treacă pe domeniul public, așa prevede legea, numai pe domeniul public și prin centrul tuturor localităților care le străbate din Dărmănești până în municipiul Onești. Motivul acesta a fost și noi nu le-am semnat și am invitat aici să ne facă demonstrația cum poate să încapă o conductă, aducțiune, apă, acum spuneți, până acum era de 1000, acum văd că o scăzut la 50. Bun.
Dumneavoastră ne faceți demonstrația asta, unu. Și a doua problemă, vă rog frumos să dați explicație Consiliului Local și pe mine, care eu semnez să sunt ordonator principal de credite, în ce condiții poate să fie canalizarea în lateralul conductei de gaze naturale, că noi vedeți că am aprobat indicatori tehnico-economici, avem licitația făcută și după 30 de zile asta ar însemna anul ăsta, dacă semnăm contractul cu Ministerul Dezvoltării, cel târziu la 1 ianuarie să apuce de lucrare. Vă rog să-mi explicați și mie avizul dumneavoastră pe care îl aveți de la Rom Telecom, pentru că au o tubulatură, un canalet de 60-70 cm cu fibră optică. Vă rog să-mi explicați cum treceți pe lângă stâlpii de electricitate în condițiile în care distanța este destul de mică. Am vorbit cu doamna director general în birou și doamna director îmi spune, și domn primar, la executarea lucrării, de comun acord, putem să facem mai multe subtraversări de așa natură să nu afectăm apa uzată și conducta de gaze. Vă rog să dați explicații despre avizul dumneavoastră pe care îl aveți de la CNAIR. Dacă CNAIR-ul vă permite dumneavoastră să lucrați pe acostament sau pe partea carosabilă. Vă rog să dați explicații la DG116D, în condițiile în care atât pe DN cât și pe DG, pe ambele părți vine canalizare, pe două fire, și gaze, și scurgerea apelor pluviale. Pe parcurs o să mai intervin și dumneavoastră ne dați explicații. Lenuța, excuzați-mă, Lenuța și juristul și Georgiana, dacă aveți probleme, nu-mi stați acolo fără să puneți întrebări. Aveți documentația în față, doamna director este și are capacitatea necesară să dea răspunsul. Foarte pe scurt, o să vorbesc un pic despre proiectul major. La dumneavoastră, componenta e mai mică. Din cei 685 de milioane de euro, vorbim de un proiect major, care se pregătește de regulă și parcurge toate etapele de pregătire, evaluare, verificări, întâi din partea personalului CRAB cu CTEU, mai departe Ministerul Fondurilor, cu consultanții lui BEI și Jaspers, și documentația tehnică are toate avizele pe care, de exemplu, în cazul aducțiunii, suntem la etapa la care am atribuit contractul de execuție lucrări. Deci, deținătorii de utilă. Vă rog să dați explicații din ce motive amestecați conducta de aducțiune cu canalizarea în condițiile în care erau proiecte separate și finanțări separate. Sunt proiecte separate, da. Și finanțări separate. Finanțări se finanțează în același program, dar ele sunt proiecte separate. Deci până la ora actuală nu ni s-a spus lucrul acesta. Deci noi vrem să ne dați explicații, să nu fie o eroare sau să ne ducă cineva în eroare, pentru că făcând atâtea discuții între noi și firma de consultanță a dumneavoastră, Figner-ul sau cine sunt, așa, noi nu am vrut să semnăm acele planșe, întrucât și noi suntem de profesie și am pus ruleta. Și vă rog frumos, dumneavoastră, dacă sunteți diriginte, fixăm o întâlnire săptămâna viitoare, când doriți dumneavoastră, cu ruleta și cu aparatura în mână, punem din limita proprietății până în acostament, să nu afectăm drumul CNAIR-ului, și îmi faceți demonstrația cum încape și totodată să studiați un pic sau să vă consultați cu cei care introduc gaze naturale, sunt de profesie și vă spun, care introduc gaze naturale, dacă are voie să fie suprapusă conducta de gaze cu canalizarea, ceea ce nu există niciodată. Nu. Da? Așa. Nu. Se pot face traverse. Da, unde? Dacă conducta pe marginea DN, DG și DN, nu, da, pe marginea la DG și DN, vine pe ambele părți. Atât aducțiunea de apă, cât și aducțiunea de apă potabilă care o avem noi, cât și gazele naturale, circulă pe ambele părți. Dacă faceți subtraversare, unde vă duceți? Nu, m-ați întrebat dacă pot fi una lângă alta sau una sub alta.
Suprapus, am spus. Dacă da, pot fi. Eu v-am spus că nu. Nu, corect. Dar în unele situații... Și-a spus să pot face subtraversări. De ce? Bun. Subtraversăm cum e aici, am bogat, uite, subtraversăm în partea altă, dar și în partea altă aceeași treabă. Tot conductă de gaze, tot canalizare, atât cât și în partea asta altă. Haideți să vă răspund punctual. Deci, sunt două lucrări pe acest oate. Două contracte de lucrări. Cele cinci, care este extinderea canalizarea, corect. Cele șaptele, reabilitarea adopțiunii. Și ne oprim la cele șapte, unde avem contract de lucrări atribuit. Da? Așa. Dumneavoastră aveți... Ați făcut atribuirea contractului de lucrări, da, cu urma a fi... S-a finalizat. Deci s-a desemnat executantul lucrării. Avem antreprenorul, da. Corect. În schimb, nu avem autorizația de construire pe care să o punem la dispoziție. Păi bine, dumneavoastră ați solicitat predarea amplasamentului întâi și după aia emitiți autorizația de construire? Nu, n-am solicitat predare. Nu. Păi nu, dar eu am citit astăzi, eu de la 6 sunt la primărie. Georgiana, scrie așa? Despre predarea amplasamentului. Le răspunde Elenuță, să nu dați din cap. Predarea amplasamentului, care va fi necesară pentru semnarea unui contract de finanțare. Deci să obține autorizația, să cred că ceva nu e clar. Să obține autorizație de construire pentru lucrare și aici suntem la, avem nevoie de avizul dumneavoastră pentru, pentru planurile, planurile topo. Da? Pentru OCPI. Așa. Cu planurile vizate de, de OCPI terminăm procedura de obținere a autorizației de construire. Nu e vorba doar de oate Dofteana, mai sunt și alte oate cu care am rezolvat subiectul. Apoi ordinul din cetări și predarea amplasament către antreprenor. Așa suntem. Până la predarea amplasamentului mai verde. Poftim. Ce este pe ordinea de zi este pentru contract, la modul general, cum a terenurilor. Da. Acum, investiții diferite la Dofteana față de cele aprobate de Consiliul Local în 2020, n-aveam. A crescut valoarea datorită inflației, războiul și COVID-ul. Inițial avea investiția pe Dofteana, era de Dofteana de 45 de milioane de lei. Acum devizul a ajuns la 61,7 milioane de lei valoare de investiții pe rețea de distribuție, apă, canalizare și această rețea de aducțiune de la spre Cărăbaia. Stația de epurare. Sigur. Da. Deci, fosta doamnă director, înaintea dumneavoastră, a participat aici la o ședință și întrebarea mea a fost următoarea. Faptul că s-a diminuat valoarea și am întrebat, domnule, dar din ce motive nu mai avem, noi am, am trecut în inventarierea domeniului public suprafața de 4.500 de metri pătrați, cred că zic bine, pentru o stație de epurare. Răspunsul a fost acela că o să pompați către stația de epurare Târgu Ocna. Da, sunt în care bogata nu se raportează. Deci aici unde suntem nu sunt prinși în acest proiect, dar se poate racorda pe parcurs, aia nu eu. După cum știți, POIM-ul se închide 31 decembrie 2023. Noi anul ăsta și la asta lucrăm acum, avem termen 30, nu noi, autoritate de management trimite la Comisia Europeană, etapizarea. Din cei 216 milioane de euro decizii de finanțare pe POIM pentru investițiile pe proiectul acesta, noi reușim anul acesta să cheltuim aproape 20 de milioane de euro. Diferența merge în PDD. Asta ce înseamnă? Că vom face o nouă aplicație de finanțare și sunt eligibile. Ghidul în consultare a fost publicat de Autoritatea de Management vineri, cu posibilitatea comentării 20 de zile. L-am studiat și noi ce nu e prins în momentul de față. Poate face obiectul unui studiu de fezabilitate. Deci ce nu e prins? Da, pentru că prioritare sunt localitățile cu peste 10.000 de locuitori echivalenți, dar și cele haideți sub, să vă spun, am ajuns în punctul când nu aș vrea ca să depășesc lucrul acesta. Noi, Primăria Dofteana, în urmă cu 2 ani de zile și nu numai, și am actualizat și anul acesta, în baza unui studiu cost-beneficiu, unei analize cost-beneficiu, strada Valea Câmpului este scoasă, am scos-o noi, de pe canalizare. Motivul este acela. Și l-am explicat în analiza cost-beneficiu făcută de către o echipă de specialiști. Așa, întrucât casele sunt foarte rare pe o suprafață de teren care este destul de abruptă și la rândul ei
Nu ai cum ca să bași canalizarea acolo când casa e o diferență de nivel de câteva zeci de metri și să, cu stații de pompare și așa mai departe, și motivul ar fi acela. Dacă am propus către dumneavoastră și există documente scrise, să rămână scoasă, pentru că noi am modernizat drumul și în condițiile astea putem să trecem exemplu Bogata, cel puțin cei care sunt aici la DN12 și tot trecem cu conducta pe partea asta, ne racordăm și racordăm Bogata la canalizare, da, în locul aia. Doamna director, ca noi să ne lungim și domnul dirigente discuția, haideți să vă propun următoarele și propun și Consiliul Local. Din punct de vedere tehnic, îl amânăm, ca să nu ziceți că îi dăm aviz negativ azi, îl amânăm. Haideți să ne vedem săptămâna viitoare ce vrem noi. Știm că vrem să facem cu toții bine. Și gaze, și canalizare, și aducțiune. Și știu că la 2023-31 decembrie se încheie și pierdem finanțarea. Dar haideți să venim cu detalii tehnice și imediat vă promit că în aceeași zi după ce ați plecat, fac o ședință de îndată și îi dăm avizul pozitiv, dar să ne faceți demonstrația în teren faptul că încape canalizarea, aducțiunea de apă pe care spuneți dumneavoastră și conducta de gaze. După aia începem și să știți ce se va întâmpla. Noi predăm amplasamentul, am început lucrarea, executantul a spus că i-ați atribuit lucrarea și în momentul când vine și nu încape, rămâne centrul localității fără canalizare, că la ceva se va renunța până la urmă, fără canalizare. Și dacă rămâne fără canalizare, iar nu este bine, așa că aici sunt toate în centru, toate unitățile care sunt și agenți economici și așa mai departe, nu îi putem racorda din motivul ăsta. Pentru că CNAIR nu dă voie să intrăm pe terenul lor. Și haideți la fața locului, haideți de comun acord stabilim, unde o putem reloca, tot acolo, tot pe partea aialaltă, mai încolo, cumva, de așa natură să încapă. Și veniți cu detaliile tehnice. Eu am stat de vorbă cu executantul lucrării. Și executatul de ceea, din ceea ce spune în felul următor, că aducțiunea de apă are 1000. Uităm un proiect, vă dăm detalii. Păi da, tot. Da. Nu, asta deci, e extrem de verificat. Faptul că se televizează ședința Consiliului Local, nu ar vrea ca să interpreteze. Noi suntem de bună credință și noi și dumnealor, dar nu vrem ca să îi dăm undă verde până nu ne face demonstrația, pentru că mai târziu va fi prea târziu. Deci să stabilim niște lucruri la ora actuală, să putem să dăm o soluție de așa natură, ea să fie și funcțională după aia. Ne uităm cu toți pe postul de televiziune, doamna director general, săptămâna trecută o dat niște situații, niște canalizări în România și așa la multe posturi de televiziune, în care spunea, domnule, o terminat-o, nu avem stații de epurare. Nu aș vrea să ajungem în același punct și noi, cu banii europeni. Să vă zic, finanțarea, cum spuneam, e continuată în PDD și ce nu a reușit să includă proiectantul Fichtner în proiect, ce trebuie corectat în momentul de față, poate fi obiectul aplicației pe care, ghindu consultare, spune că noi trebuie să o depunem anul ăsta. E clar că foarte... Ceea ce vine modificări sau adăugări sau ceva. Da. Lucrurile sunt un pic diferite. Aplicația revizuită trebuie să plece conform unui act normativ la Comisia Europeană până pe 30 luna aceasta. Îmi pare rău că am venit târziu cu documentația și lucrurile astea ar fi trebuit rezolvate de CRAP. Din punctul nostru de vedere, noi o rezolvăm, dar v-am spus. Doar că finanțarea e una și dacă discutăm de și tehnicul e alta. Eu cred că soluții tehnice, cu riscul de care vă spuneți dumneavoastră, cu o bucată de rețea de canalizare nu poate fi făcută. Nu e o problemă. Tehnic vorbind, nu contractual, se scoate din contract nu știu ce. Dar până ajungem la a da ordinul din începere, mai avem niște etape. Dați-mi voie să vă rog pe dumneavoastră, pe toți. Aveți, deci clarificăm subiectul tehnic și apoi, dacă totul tehnic este limpede și stabilim cu proiectantul unde e rețeaua noastră de aducțiune sau, dacă chiar nu se poate, cum spuneți dumneavoastră, ce soluție avem să facem aducțiunea, că acum știți cum e în proiectele astea. Dacă nu-ți atingi un indicator, dai toți banii înapoi. Nu putem să nu facem aducțiunea și facem canalizare. Deci ele obligatoriu se fac. Și tehnic să găsesc soluții. Nu există.
În cel mai rău caz, pe o proprietate privată, dumneavoastră vă știți mai bine comună. Eu vorbesc fără să cunosc dacă există cu nu știu dacă se permite să investești bani europeni pe terenul altcuiva. Se poate pe contracte de superficie, se poate pe expropiere, pe cauze. Încă o dată repet, vă invit să veniți în teren și să vedeți și dumneavoastră densitatea caselor care sunt și cum sunt acolo, limita proprietății exact la fiecare și mergem cu toții, vedem. Eu v-am spus, noi vrem doar binele. La fel ca și dumneavoastră. Dar nu vrem să rămânem fără utilități. Adică să creăm posibilitatea ca apa potabilă să treacă prin centrul localității noastre, da? Să folosească la alte localități, iar noi să rămânem fără canalizare. Ne folosește, adevărat, că branșamentele care le avem astăzi le racordăm. Este adevărat. Noi deja instalăm. Da, astăzi noi avem apă, să știți. Și o să aveți apă și da. Bun. Și mai bună. O să avem. Păi de asta vă spun că... Mă iertați. Deci noi am predat apa în anul 2010 cu investițiile noastre făcute, fără ca acest numit CRAB, nu știu dacă îi spunea la momentul respectiv CRAB, să investească ceva decât zero. Atât pot să vă spun. Astăzi am studiat împreună cu specialiștii la birou, astăzi și zilele anterioare, nici nu este prinsă la CRAB, deci e prins satul Larga, care este dincolo Trotuș, așa, că el se alimentează din orașul Dărmănești în condițiile în care în anul 2022 primăria Comunei Dofteni a cheltuit în bani vechi 4 miliarde, trecem pe sub calea ferată, pe sub DN12A, așa, numai aprobări și câte avizii am avut nevoie, am făcut și recepția tot și noi ne alimentăm direct din conducta dumneavoastră principală din câmpul între Dofteana și Dărmănești. Și aia este prins că ne alimentăm din Dărmănești, care este fals. Deci toată investiția aia nu a fost prinsă, nici măcar să știi crabul una. A doua problemă, în cursul lunii septembrie s-a defectat o pompă care pompează apă în satul Cucuieți. Am luat-o și am trimis-o la Sfântul Gheorghe, l-a reparat pentru că crabul nici astăzi nu a venit să o ia. Mai avem încă două care s-au defectat între timp, așa trebuie să le trimitem și pe astea. Nu a venit nimeni de la crab, domnule, stai să le iau, să le duc la reparat. Nici asta. Am avut nevoie de un cămin pentru separarea apei pe uliță în Larga, așa, am investit, noi am construit un cămin, am cumpărat un regulator de presiune ca să putem stabiliza presiunea, să nu fie prea mult într-un cătun și în partea altă să aibă presiunea slabă. Deci toate investițiile să le facem noi, am predat rețeaua la CRAB și crabul nu răspunde cu nimic la orice telefon în rost, domnule, nu avem, vă rog frumos, am făcut o deviere în vederea construirii podului la Fofonel, cum spunem noi, am vorbit la crab, domnule, haideți să faceți devierea conductii pentru că ne încurcă la pod. Da, domnule, dar nu avem cu ce. Bun, am cumpărat 100 de metri liniari de PHD, PN10, de 50, tot noi. Deci nimic. Și atunci cum ar fi? Să trec conducta către Onești și noi să nu avem apă? Nu? Nu? Deci eu vorbesc în numele comunității din Dofteana și Consiliul Local. Vă rog respectos să veniți, nu o punem spre sfârșitul săptămânii. Ne vedem luni, de exemplu, luni, ca să fie mai repede. Luni, marți, da. Da, luni, marți, cel târziu. Dacă dumneavoastră ne clarificați toate lucrurile astea și veniți cu planșele, toate, că am studiat și noi acum, am văzut ce lungime, ce, câți metri pătrați parcurgeți prin comuna Dofteana, în metri pătrați, pe ce lungime, Dofteana, Bogata și așa mai departe, până în Târgoviște. Am venit cu toată demonstrația, venit cu planșele, tot absolut, deci noi suntem de comun acord și consilierii vor binele cetățenilor din Dofteana, toți. Noi planșe avem și acum la noi, să arătăm. Nu sunt detaliate, sunt doar trasei. Dacă permiteți, aducinea are un segment de 8,3 km, cu diametru de 600. 500 600. Hai să faci o mie. Mai scare, probabil până la Cașin. Iar canalizatul și aducțiunea e mai avansat cele 7, că se mai întreabă. La contă. Bun. Ulterior, se va semna și pentru canalizare. Da, deci se mai evaluare. Da. Adâncimea la canalizare o să ajungă pe avocuri la 4 metri. Da, în funcție de, de configurația terenului. Dacă se poziționează aducțiunea, să zicem, la un metru și ne ducem cu canalizarea care o să fie foarte apropiată, sub ea, nu destabilizează. La ora asta nu știți nici dumneavoastră la
Ce distanță se montează canalizarea de aducțiune? Venim cu planurile, suprapunem planurile de aducțiune canalizare, venim dumneavoastră cu planul de gaz. Da. Suprapunem... Domnule, dacă conform normativului... Da, păi mergem conform și mergi, normativului. Și merge conducta de canalizare, nu, conducta de apă, aducțiunea de apă, merge la o adâncime și conducta de canalizare merge la 4 metri, putem să spunem așa, să suprapunem canalizarea, să zicem. Nu pot să suprapun canalizarea. Peste gaze deloc. Peste gaze nici atât. Am spus mai înainte că nu suprapunem canalizarea peste gaze. Asta nu este o soluție. Dar nu aprobă nimeni. Da, dar nu... Da, deci chiar nu facem, nu mai sunt ani noi. Noi avem, o câștigat licitația, o firmă care preia, cum e exact operatorul dumneavoastră regional, cum e crabul la apă, așa și gazele. Deci ne preia lucrarea de la exceptantul lucrării. Și ei urmărește lucrarea pe perioada execuției. Deci nu ai cum ca să faci în afara normativului, pentru că nu va fi funcțional, nu-ți ia nimeni în primire. Nici autorizația de construire nu obținem până nu avem toate avizele, expertizele. Hai să concluzionăm. Luni, cel târziu, marți, ne întâlnim aici cu proiectanții. Data o stabiliți dumneavoastră și eu vă stau la dispoziție. Da, corect. Deci cum facem cu proiectul de hotărâre, doamna? Eu, dacă îmi permiteți să subliniez un lucru, aprobarea dumneavoastră pe proiectul de hotărâre înseamnă că ne dați posibilitatea să obținem în continuare, să menținem finanțarea pentru proiectul de 685. Dacă veniți luni și clarificăm luni vă dau aprobarea. Eu vin mâine în condițiile astea, pentru că eu am termen, noi avem termen 30 septembrie să transmitem toate hotărârile de Consiliu. Doamne, eu lucrez și sâmbătă, mă pun la dispoziția dumneavoastră. Când vreți? Ajung la... să am o discuție cu proiectantul, că e nevoie de proiectant. Da. Și să venim... Proiectantul de la Figner nu a vrut să vină niciodată, decât noi am făcut videoconferință. Da. Dumnealui se ferește ca să vină, motivul nu știu care este. N-aș vrea ca să dezvolt ideea și să vorbesc mai multe. Probabil vrea să-și iei mai repede banii, dar noi trebuie mai să știm. Mai contract cu el. Păi nu. Asta, pe noi vrem canalizare, noi vrem aducțiune de apă, noi vrem și gaze, dar trebuie să vedem pe unde o punem. Da. Îl avem ca... Când ne asigură asistența tehnică, e clar că trebuie să vină și în teren. Doamne, acum cum să vă spun? Noi dăm aprobarea, ca să dăm aprobarea astăzi și pe ce să o dăm? Suprapus nu merge? Pe finanțare, pe soluție tehnică, toate se pot rezolva. Păi da, arătați-ne cum. Ar fi, eu vă cred că sunteți nemulțumit, că am înțeles de la colegi că încercați de multă vreme, da, să-i aduceți și să... Bun, nu vine nimeni în felul ăsta să ne demonstreze. Electronic, dacă au făcut suprapunerea, măcar hârtia în formatul DVG, dacă hârtia, mă rog, pe calculator, deci, dacă vă convins... Proiectantul de la gaze, împreună cu proiectantul dumneavoastră, au stat de vorbă numai o singură dată, s-au întâlnit în București, de vreo două ori, și au vorbit. Și a fost că... Ăsta de la gaze spune că nu merge, că ăsta respectă un normativ, al dumneavoastră spune că da, că merge. Așa spune. Bun, să vină la fața locului să văd cum merge, să-mi arate. Da. Dacă ne-ar da voie CNAR-ul să intre pe DN un metru, da. Intrăm. Intrăm un metru cu execuția și punem aducțiunea pe acostamentul DN, așa, și mai mușcăm un pic din asfalt. Ce spui, Lenuța? Avizul primarului, când s-a eliberat certificatul de urbanism, și-au fost dat. Păi, intra Vilan, să vină avizul DN. Pe DN, corect. Deci așa am dat avizul. Da. Deci, să se mențină avizul din certificatul de urbanism, care eu l-am semnat. Și pentru asta susțin. Și eu mai am întrebat. După ce dumneavoastră aveți aducțiunea construită, un proprietar vine și solicită un certificat de urbanism pentru o locuință. La ce distanță trebuie să îi dați voi să-și construiască locuință? Față de aducțiune. Conform normativului. 30 de metri. Asta dumneavoastră, urbaniștii trebuie să spuneți. Nu, dumneavoastră să fie eliberați avizul. Deci, conform normativului, la 10 metri. Și dumneavoastră veniți cu aducțiunea la 2 metri. Sau nu merg, da. O aducțiune e de interes. Dumneavoastră
Deci noi am avut discuțiile astea de la început. Cineva pe DN12 care vrea să construiască și la ora actuală, Lenuța, astăzi, care vrea să construiască, trebuie să aibă din axa drumului cât 23 de metri până în prima construcție, nu? Cine construiește de acum. Celelalte care sunt construite de când lumea rămân așa. Deci 23 de metri. Și asta înseamnă că aducțiunea de apă, dacă vine chiar pe DN12, să presupunem, până la următoarea construcție care este la 23 de metri, mai mult, adică aproape 23 de metri, ar fi loc. Dar să fie 23. Nu e de la, cum s-a spus, la 30 de metri. Nu, deci 10 metri e conform. Acum, astea sunt cazuri punctuale. O aducțiune deservește 10 de mii de locuitori. Fără aducțiune, n-avem apă în rezervor, nu ducem doamna, distribuție. Ne-am modernizat. Noi vorbim de instalațiile vechi care erau, poftim, 20 de metri, 10 metri sau 30 de metri erau atunci. Noi suntem aici și trece conducta pe la noi de ani de zile. S-au întâmplat multe incidente. Am avut oameni inundați cu un metru de apă în curte sau în casă. Am avut familia Bertalan din partea altă, noapte la 1 la 2. Bun, acum cu conductele astea apărute, cu noua tehnologie, poate să pună în pericol construcțiile din zonă, 10 metri ar fi acceptabil. Că niciun caz. Nu trebuie să le punem. Din ce va fi? Din fontă? Fontă ductilă. Deja instalăm la Mărgine și în alte localități. Am văzut-o. Asta care instalați la Mărgine. Mărgine și la Dărmănești, da. Schimbăm de la Cărăboaie, de la Uz la Cărăboaie. Conductă de apă brută. Apă brută. Ce e la Cărăboaie, da. Și după aceea din Cărăboaie. Păi bine, că știam că și pe acolo erau niște discuții. Da. Doamna director, ne-ați înțeles? Eu v-am înțeles, vă rog să mă înțelegeți și pe mine, că grija noastră și a dumneavoastră ar trebui să fie să avem banii. Că după ce avem banii putem să facem. Repet, tot. Repet, dacă ne încape pe DN12, ca să nu fie cazul să-mi spuneți mai târziu, să renunțăm la ce? La canalizare. Nu renunțăm la canalizare. Garantăm că nu se renunță la canalizare. De-aia spuneam, nu pot să reduc un indicator. Cu ce garantați? Faceți scris? Da. Da, dar nu faceți scris să-mi spuneți să deviezi conducta de gaze, pe aia niciodată n-am pus. Nu, în niciun caz. Dumneavoastră începeți înaintea noastră lucrarea la conducta de gaze. Sperăm. Și noi ne adaptăm cu proiectul și clar îl facem. Da. Bun. Mergeți la Bacău, studiați și ceea ce am vorbit ultimele cuvinte acum, faptul că vă asumați întreaga responsabilitate. Căci canalizarea, aducțiunea de apă și gazele vor merge pe terenul pe care o să vi-l predăm noi în următoarea ședință. Și eu fac o ședință de îndată până duminică și dau drum. Am înțeles. Tot așa? Am înțeles. Cum e, Lenuța? Tehnic să propune toate. Normativul ne permite. Unde nu într-un metru. Un metru avem de la carosabil la limită de proprietate. În subsol. Bine instalate rețelele. Puneați de fibră. Avem fibră peste tot. Avizele, v-am zis, le avem pe toate, că altfel nu am fi trecut de niciun evaluator. Nici ai noștri, nu mai vorbim de autoritatea de management, BEI-ul, GESPER, care director. Verifică toate. Și aud rapoartele lor. Sunt la primărie din 2008, vă rog să înțelegeți. Ceea ce știți că s-a întâmplat acum recent la Călimănești, în județul Vrancea, nici Telecomul, și poate să mă audă toți, nici Rom Telecomul și nici alții, nici Transgazul, inclusiv Competul,
nu știe la ora actuală unde au conductele. Vă spun din experiență și dacă da. Vreți să vă arăt acum la un kilometru aici distanță, unde nu putem lucra, am oprit lucrarea datorită Competului, pentru că au venit de trei ori ca să identifice o conductă și nici acum nu suntem siguri. Ne mai întâlnim joia viitoare, iarăși cu o comisie, cu Apele Române, SEGEAU, Transgazul, Competul și așa mai departe, pentru că nu știu nici conductele. Dar, vă spun din experiență, au venit cei de la RomTelecom și mi-au spus o zonă unde să săpăm pentru o conductă de apă, o rețea care am băgat-o cândva, așa, și exact pe acolo am rupt-o și au rămas fără telefoane din județul Harghita și până în județul Vrancea toți. Înțelegeți? Iar la CFR aceeași lucrare, că uitați să spun, și CFR-ul la fel, când am tras conducta pe sub calea ferată, o venit și ne-a indicat, o stali din ora acolo și le-am rupt cablul, nici de el nu știa. Vă spun sigur că nu știe niciunul. Cei care știau au ieșit la pensie, liniorii au dispărut prin reducerea posturilor, așa, și în condițiile astea umblăm cam pe bâșbâite. Experiența mea vă spun, pe strada Florilor, în Dofteana, Transgazul nu știa că ei deja au un tub de protecție acolo și ne-au făcut un deviz de 2 miliarde în bani vei ca noi să descoperim conducta, să punem un tub de protecție și când am descoperit conducta, să punem tub de protecție, exista deja tubul de protecție acolo. Bun, fă înapoi acoperirii, fă... Bun, erau 4 persoane care urmărea lucrarea, de la ei, plus de la noi, plus dirigintele de șantier și banii ăștia cine mi-i dă mie înapoi? Să vedeți, asta am vorbit la modul general. Deci o să vedeți probleme și cu fibra optică, dar n-avem ce face. Înapoi nu putem da asta. Asta dau avize, da. V-am zis... Când le-ai rupt, le plătești. Dacă ai rupt cablul, cum am plătit la CFR 1800 de lei în bani noi și multe vinii, am întrerupt din nu mergea nici trenuri, nici nimic, nici telefoane, nici nimic. Depinde ce scrie în aviz. Câteodată mai plătesc și ei, să știți. Când... Da. Scriu Ierona. Deci trebuiește asumată responsabilitatea de către toți factorii de conducere pentru faptul că oamenii trebuie să aibă utilități. Într-un fel sau altul trebuie să aibă. Dacă lăsați conducta pe partea unde este acum sau dacă acceptați ca de la Dărmănești și vine de la Cărăboaia să facem deviere pe la PECO unii mai sus și să venim pe lunca trotușului, tot pe domeniul public, care am propus societății dumneavoastră care vă face studiul de fezabilitate, Figner-ul, consultanța. Mai oameni buni, veniți pe partea alaltă cu aducțiune ca să nu ne încurcați aici. Nu vrut. Deci eu le-am trasat, dau teren. Orice soluție tehnică o avizează din punct de vedere economic și experții angajați de Ministerul Fondurilor. Și de asta consultanții, proiectanții sunt mai rigizi, pentru că orice soluție care nu e pe linia dreaptă și ocolește, înseamnă bani suplimentari și sunt foarte reticenți și mai au și alte criterii după care analizează. Bine, solvăt că vine consultantul și proiectantul, acum să dea soluții, doamne. Sunt utilități, gazele, canalizarea, aducțiunea de apă. Da. Mă, omule, vină și dă soluții, te rog frumos. Vină în teren, nu facem proiectul sau studiul de fezabilitate din birou și îmi spui mie că pe un metru, pe o lățime de un metru, merge trei conducte de utilități. Ele merg una sub alta în pământ. Dacă permite normativul. Da, și normativele ne lasă să le așezăm. Acum, eu vă înțeleg indignarea, supărarea... Cel târziu, ați zis că aveți disponibilitatea și în weekend. Merg la companie, da. Discut cu domnul director general și mă sunați, și vă sun, și stabilim și atât. Pentru că nu numai partea de studiu de fezabilitate. Și mâine, dacă nu sâmbătă, în weekend, vă faceți treaba și sâmbătă ne vedem în teren. Chem și cei care sunt implicați în proiectul ăsta și mergem în teren. Mai avem un punct la dumneavoastră, tarifele. Și astea sunt foarte importante pentru noi. O să ajungem... Asta zic, adică și asta, că avem un termen... Bun, haideți să vedem, să o luăm, acum lucrăm administrativ. Ce facem cu asta? Dăm amânare pe ordine de zi. Trebuie să poate, doamnă secretară? Trebuie să făcut răspuns și la Adi. Și la Adi, poate mâine și trebuie să trebuie să vină din votul. Asta care discutăm acum? Nu cred că asta. Deci are corelat cu Adit, da. Deci mâine are ședința de Buș, transmitem votul nostru mâine Adit. Eu am, în Bacău am venit pe termen lung. Asta a fost discuția mea cu factorii de conducere ai județului. Și
Nu mi-am încălcat niciodată nicio promisiune. Eu duc lucrurile la capăt. Doamna director, eu încă o dată repet, vă rog să stați de vorbă cu... Eu cu Fichtner am lucrat pe programul de, programul de mediu, așa, în prima aplicație, cea de 117 milioane de euro. Ne ținem de ei. Eu personal nu cine face procesul verbal? Eu de la București. Te rog frumos să fii foarte atent și să scrii ceea ce se discută aici. Lăsăm alte ocupații, da? Ceea ce se discută aici și ceea ce propune fiecare. Deci acolo scrii reprezentantul CRAB prin doamna director adjunct împreună cu dirigintele de șantier se angajează ca acea conductă de aducțiune, inclusiv canalizarea din comuna Dofteana, să nu afecteze cu nimic rețeaua de gaze pe suprafețele în care trece aceleași utilități prin localitatea noastră. E bine așa, doamne? Bun. Iar doamna director adjunct promite că în cursul zilei de astăzi, data de 28, până la orele 16, ne va trimite o adresă din care să rezulte faptul că va purta o discuție cu proiectantul de canalizare și aducțiune apă și distribuție apă. Și distribuție apă, ca acea conductă de gaze să nu fie afectată cu nimic și proiectul de gaze, nu, proiectul de apă uzată și apă potabilă vor fi și vor respecta traseele în conformitate cu proiectul. Cu amplasamentul. Da. E așa? Zic bine? Da. Deci dumneavoastră le... Sigur. Nu știu. Și atunci eu o auzit și Consiliul Local, sunt înregistrat tot aici, așa, supun spre analiză și aprobare consilierilor, dacă aveți depus întrebări, vă rog foarte mult, spuneți întrebări, așa, și haideți să-i dăm undă verde, că sunt multe constrângeri pentru toți și ne afectează. Iar tehnic, eu doamna sunt director ajută, aude oamenii ăștia și mare, mulți dintre ei stau la DN12. Nu faptul că își vizează situația lor să aibă el canalizare și nu îl interesează pe altul. Dar nu că nu vrea să aibă el, vrea să aibă și el, cum are și celălalt. Da, e lămurită situația. Da, da. Așa. Și în situația asta trebuie să găsim soluție. Nu atunci când spuneți, domnule, aici vine proiectul și mutați dumneavoastră gazele. Nu. Facem o altă subtraversare. Luăm din acostamentul CNAIR-ul, că doar nu suntem noi. Scuzați că mă întrebuie. Uitați cum a spus dumneavoastră, sunt atâtea tehnologii noi. Proiectanții noștri au mers pe tehnologiile știute. Sunt atâtea tehnologii noi. Și vă rog frumos, deci, până astăzi, la ora 4, 5, până mâine dimineață să am adresa asta, faptul că veți sta de vorbă cu proiectanții și așa mai departe, iar cele trei, aduc cele trei utilități, gaze, canalizare, apă de distribuție și aducțiune apă nu vor fi afectate în configurații cu terenul pe care îl punem la dispoziție. Deci și noi ne adaptăm proiectul de apă și, canalizare, da, funcție de proiectul dumneavoastră, de gaze, de gaze pe care îl dați în bun execuție. Stimați colegi, dacă aveți discuții, vă rog să puneți întrebări. Dacă sunt discuții... Totuși, de ce se insistă să treacă prin centru, dacă e atât de strâng terenul, cum se poate intra? În subteran se poate pune o conductă. V-am zis, sunt constrângeri economice. Nu o să fie intervenții? Nu o să fie, că lucrarea e urmărită, o să fie urmărită de noi foarte bine, așa încât să nu pățim, de fapt, aducțiunile care creează, aducțiunea care creează acum probleme, avariile apar din cauza vechimii ei. Atâta tot. Nu o să fie intervenții pe o rețea nouă, pe o rețea de aducțiune nouă. Nu există așa ceva. O schimbăm din timp, adică și acum, și UAT-ul... Nu o să mai fim noi atunci, pe pământ. Da, nici... Dar din experiența care o am, vă spun, eu locuiesc undeva în zona DN12, mă scuză, Ioriță, la vorbă, și există o conductă de fontă
colegii știi, marea majoritate, de fontă, cred că e de 8 ori, mare, care pe cine îi întreb, și băi, că asta e de când e lumea, de când era castelul Ghica, funcțional și așa mai departe. Asta înseamnă, are 150 de ani, cred că, și de fontă, ca să poți să te branșezi printr-un brașament, noi am dat gaură cu bormașele mai multe găuri una în alta, apoi am spart cu cea, am pus un șanier și ne-am brașat la apă. Vă spun cu ani, 30-40 de ani. Da. Și e mai lată în interior. E mai lată în interior. Cum e asta de canalizare? Da. Doamna director Ioriță se referă aici. Așa. Ele vin așa. Asta se referă, suprapusă. Aici e lățimea de un metru, de aia vine așa una peste alta. Deci dumneavoastră puteți să veniți cu aducțiunea de apă peste canalizare? Dacă nu canalizarea vine la 4 metri. V-am spus nici, într-un fel nu pot să vin nici cu canalizarea peste aducțiune, nici pot. Deci în mod obligatoriu trebuie să vină în lateral una lângă alta. Da. Trebuie respectate normativele, da, să vedem distanțele dintre la normative. Doamna director, am și o întrebare. Dacă Comuna Dofteana vă oferă o zonă unde nu sunt case, nu un teren virante, care treceți fără să aveți nicio treabă cu proprietății, de ce se insiste să facem deranjul unde e destul de strâng? Soluțiile astea toate tehnice se pot aplica în execuție. Da? Acum dăm niște documente noi și dumneavoastră către finanțatori să nu riscăm să pierdem finanțarea. Tehnic se poate. E clar că și vine, va veni, promit eu că nu există, altfel trebuie să reziliem contractul de asistență tehnică cu proiectantul ăsta dacă nu vine în teren într-o situație așa de serioasă. Mai ales că ați identificat terenurile. Dar eu m-am dus, dacă mi-aduc aminte că... dacă mi-aduc aminte că am fost și cu dumnealui în teren acum 3-4 ani, 5 în urmă, că nu e de astăzi discuția asta. Și am explicat tot terenul. Dar noi suntem înregistrați și se aude. Problema este în felul următor. În baza unei, domnul dirigent de șantier este aici, a unei dispoziții de șantier semnată de proiectant, dirigintele șantier care este reprezentantul dumneavoastră, poate să fie deviată într-un fel sau altul în funcție de problemele care se găsesc în teren. Mă scuzați că vă întrerup. Am o situație similară pe celălalt contract la Dărmănești. Domnul primar știe, ați spus. Deci acolo s-a deviat traseul cu dispoziție de șantier. Deci da? Dărmănești nu a vrut să... Că așa spune legea acum. Nu a vrut să dea drumul prin centru. Știu. Și cu Rom Silva și cu cartierul de Rom și se știe. Da, așa. Da, deci se poate. Dar știam situația. Deci e vorba de conducta de apă brută care vine din baraj și merge către stația de tratare la Cărăboaia. Nu s-o permis să treacă pe traseul respectiv și în baza unei dispoziții șantierul de viață. Da, am scos o nouă autorizație de la Primăria Dărmănești, că acolo nu de CJ-ul fiind pe OAT-ul Dărmănești. N-au da, se poate și se continuă lucrarea. Iar aici și... nu avem autorizația de construire. Da. Și e clar că venim la dumneavoastră, da, cu planurile, cu soluția pe care o să o agrem, pe care o să o propună proiectantul, o să o agreați și dumneavoastră, că altfel nu vizați planul. Da. Și nu obținem autorizația. Aici suntem. Deci e clar că aducțiunea va fi pe o soluție, pe un amplasament pe care îl acceptați dumneavoastră. Da, vom merge, vom trasa, vom vedea și vom analiza la acel moment, dar da. La ora asta... Dacă aveți, stimați colegi, și alte discuții. Păi asta e totul. Haideți, dacă aveți și alte discuții, vă rog. Dacă nu, supun la vot. Da, supun la vot acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Să văd dacă nu mă ajungi. Păi nu mă întreabă dacă este cineva împotrivă. Abținere împotrivă, e cineva? Nu, s-a votat cu 97 consilieri. Mulțumim. Haideți să continuăm. Da, trecem la următorul punct. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziție a 10 companii regionale de apă S.A. Bacău, atenor acelentul investitor din cadrul proiect regional de dezvoltare infrastructurii de apă și apă uzată în proiectul Bacău de la 2014-2020. Deci tot în baza unei dispoziții, doamna director, ca să nu fie cu discuții, tot în baza unei dispoziții, canalizarea de pe străzile pe care vă vorbeam, care noi avem, Lenuța, trebuie să fie atentă,
Am înștiințat, am făcut analiza cost-beneficiu, v-am informat cu ani în urmă, relocarea de pe partea aia și să venim aici. E mult mai simplu, la DN12, racordăm pe PSD și racordăm și noi căminul, școală și tot ce este. Asta. Deci predăm amplasamentul aici pentru execuție la Georgiana, dar nu e aici vorba de tarif sau aici ai? Nu, da. Bun, deci se predă amplasamentul, continuă. Da, dacă sunt discuții, dacă nu se pune la vot acest proiect, cine este pentru? Da, s-a votat cu 97 de zile. Deci, proiectul numărul 5. Da, proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor analizei cost-beneficiu pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău în perioada 2014-2020 și modernizarea reprezentantului Comunii de Oftena să voteze în adunare generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău aprobarea planului anual de evoluție și a tarifelor. Da. Deci, domnule director, deci noile tarife, am citit aici, am văzut 2021, 2020 și... Nu, în 2021 au fost actualizate valorile. Acum, stimați colegi, e vorba despre noile tarife care are legătură cu celelalte proiecte care le-am dat noi, pentru faptul că atât noi cât și dumnealor au confinanțare și dumnealor, în baza tuturor localităților care suntem acționari la CRAP, da? S-au făcut niște împrumuturi. Da, nu? Noi tocmai așa vom contracta un împrumut de 24 de milioane de euro pentru cofinanțarea acestui proiect. Și în condițiile astea, valorile pe care le vedeți reflectă, ați văzut, și fără TVA, da, am văzut și fără indicele de inflație. Da. Deci ca să știm destul de clar. Într-un fel sau altul, direcția este doar numai înainte, să știți. Pentru că nu ne putem dezvolta altfel. Da, dacă aveți discuții. Dacă sunt discuții, nu avizul Comisiei Buget. Aviz favorabil. Da, spune la vot acest proiect. Este pentru. Da, s-a votat cu 17 de ani. Proiect de hotărâre privind modificarea articolului 1 din hotărârea Consiliului Local numărul 39 din 19 septembrie 2023 privind actualizarea datelor de informații și a informațiilor tehnice ale unor imobile din domeniul public al Comunei Oftena în vederea întocmirii documentațiilor cadastrale. Da, e vorba despre strada Dosului din Cucuieț. Noi la ora actuală am avut 27 de străzi, da, Diana? Din cele 27 de străzi care rămăseseră măsurate, dar neintambulate, când am ajuns la intambulare, mă refer pentru gaze, și aia ne folosesc și la canalizare și la orice. În situația asta, când am ajuns la intambulare, acolo pe strada Dosului, noi am lărgit drumul. Am făcut acum mai larg, bineînțeles, nu-i modernizat cu asfalt, și plan înclinat și așa mai departe, cu piatră concasată, l-am făcut ca să fie accesibil și acum nu mai corespunde acelor măsurători care le-am măsurat cu ani în urmă. El este mai lat, lungimea este aceeași, vă spun spre analiză și aprobare ca să... Discuții dacă sunt? Sunt. Dacă nu sunt, Comisia Buget? Da, spun la vă acest pentru. Nu, nu, las pe două, la tine. Deci la următorul. Doamna director, o întrebare, dacă eu permiteți, că acum am prins aici, ca la telefonie, știți, prima dată faci contractul, după aia nu mai răspunde. Numărul las și mă sunați direct. Durează un minut. Vă rog. Prin prisma activității noastre de consiliere, avem un electorat în spate. Și noi căutăm să ne asigurăm utilități. Da, avem obligația. În condițiile în care avem la 5 km stația de tratare la Cărăboaia, avem zone la noi în Oftena unde nu e presiune de apă. Și nu răspunde nimeni. Spuneam, aveți un reprezentant în teritoriul la Târgoviște, care nu îl interesează absolut deloc. Dacă avem un capăt de drum, exact cum a zis domnul primar, din 100 de metri, trebuie să cumpărăm noi pe ei și pentile și mai știu ce. Și omul ăla i-a luat niște bani când l-ați branșat. Un contract, da, de branșare. Da. Și el stă fără apă. Deci au stat în vara asta și 3 luni oamenii fără apă. Bacă nu merge pompa, bacă nu merge... Care e? Ce trebuie să facem? Nu răspunde nimeni. Și omul vine la noi și ne întreabă pe noi. Direcția tehnică nu e în subordinea mea, este în subordinea domnului director general. O să-l informez exact acum când ajung. E grav ce se întâmplă. Niciunul dintre noi nu ne convine. Dar nu-i vorba numai despre sada. El este dintr-un sat din Larga. Nu-i vorba nici de... Au și probleme și pe Hăgeac în partea cealaltă și avem și un reprezentant, un coleg de-a dumneavoastră care este aici.
Dar este consilier și lucrează la stația de tratare la Cărăbaia, de mulți ani. Mă scuzați, domnul primar, nu de fițe, deci nu urcă apa la duș sus. Deci ajunge. Deci dacă nu are 1,5 atmosfere minimum, să poată să-i meargă mașina de spălat, e lămurită situația și oamenii n-are la ce duci decât la noi. Sună la noi și EON-ul, dacă o întrerup curentul, că faci la întrerupiri de curent la EON, ca în anul ăsta, cred că n-am avut niciodată, mă sună pe mine, pe doamna Vici și așa mai departe, sunăm la ei și nu răspunde. Motivul ăsta este, și asta vrea să spună colegul, să avem o bună colaborare, dar să vină în teren. V-am spus, sunt de profesie și putem rezolva multe lucruri. Dacă îmi permiteți, eu în teren de acum vin că mă ocup de proiect. Da, foarte asta bine. Asta e, dar cei care se ocupă de distribuție. Și transmit mai departe și mă asigur că eu... Dom'le, au nevoie, poate un bol de excavator. Rețelele le-am tras noi, doamna director. Tot ceea ce se numește rețele le-am tras noi. Am scos pe cele vechi care erau băgate de petrol și așa mai departe, am pus PHD, am dat țeava afară și așa mai departe, tot. Deci ele sunt funcționale, merg. Avem nevoie de apă, de produsul, de pe conduct. Da, despre asta exact. Da. Eu consider că o să îmbunătățească relația Crabului cu dumneavoastră. Noi vrem să știți că noi avem o deviză când am candidat toți, care ne vedeți, mare majoritate sunt care am plecat din 2008 aici. Bravo. Faptele să vorbească. Așa-i. Așa, dacă spuneți fel. Că va fi presiune, nu ne mai asta. Audim mult. Astăzi nu vă spun fapte. Că dacă ar ține de mine, aș face-o și aș promite azi. Ce a ținut de mine, am făcut. Că proiectul domnul director mi-a promis că ajunge cum a fost ieri dumnealui, dar să știți că la următoarea ședință a Consiliului Local îl invit ca să poată să dea răspuns că dumnealui se ocupă de distribuție, inclusiv de Târgu Ocna, de tot. Transmit invitația dumneavoastră chiar acum când ajung. Da. La prima ședință a Consiliului Local, vă rog frumos, doamna secretară, să nu uitați, invităm directorul de la mulțumesc tare mult. Să rămână. Mulțumesc tare mult. Mi-a părut tare bine. Să vă cunoască și vă felicitări. Continuați că eu petrec, domnul. Dați până la vot acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Da, s-a aflat numărul de 70 consilieri. Da. Deci, următorul punct. Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale Comuna Dofteana în AGA, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, cu privire la punctul scris pe ordine de zi a ședinței AGA, ADIV, în data de 25.10.2023. Da, deci am aprobat pentru 2 octombrie, ne-a venit hârtia ieri dimineața, am pus pe asta pentru 25 octombrie. Posibil să nu avem o ședință până pe 31 octombrie. Am luat în calcul, am inclusiv că pentru 25 să aprobăm mandatarea. Avizul Comisiei Juridice? Avizul favorabil. Supunem la vot acest proiect, cine este pentru? Asta a votat în numărul 16. Hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit unor cetățeni din strada privighetorii satul Bogat, a capității de 6,4 km provenind din Fișarea, Arnur, din dreptul fiecărui gospodării. Da, aici pe strada Reniș, la Bogata, de aici începe greu. Podul, care sunt probleme, întrucât podul respectiv, fiind proiectat și am primit toate avizile, să putem să ne apucăm de el. La ora actuală au apărut alte situații care nu au fost prevăzute. Conducte de-a petrolului, conducte de-a foste rafinării, care mai ales după explozia de care știți că a fost, nu mai pune nimeni mâna pe ea. Să le taie și așa mai departe. Câteva le-au scos petrolul și le-au scos că erau lor, dar celălalt de la Compet, după multe insistențe, dumnealor, spun că este una dintre ele care efectiv trebuie să o deviem sau să o îngropăm. Noi trebuie să ne ducem cu talvegul și cu regularizarea pârâului Bogata la o distanță de minim 2 metri jumătate să poată să intre apa cum trebuie pe pod. Lărgiri, făcut dig pe o parte și pe alta și vă dați seama, sub 2 metri jumătate trebuie să deviezi conducta, să treacă pe dedesubt. Dar e posibil să rupim și asfaltul de pe drum în dreptul ăla, să putem să o tăiem și să o îngropăm la o distanță mai mare. Pentru joia viitoare i-am convocat pe toți și conducta de gaze a transgazului trece mai încolo, tot la o adâncime mare, nici n-ai cum, ce se devieze acolo. Și acum să vedem dacă ne dă o altă soluție cei de la SEDEA. Cred că singura soluție asta este ceea ce vorbesc specialiștii, e posibil să mutăm podul un pic mai jos, să nu mai avem distanța de 20 de metri, cum ne impune avizul lor. Să avem
mai mult ca să putem să... Dar să vedem lucrurile astea. Dăm podul un pic mai jos, dar trebuie să ne aprobe. Asta e unul. Doi, tot acolo, de la vale în aval și la munte de pod, vin niște diguri făcute pentru protecția malurilor și a vecinilor din zonă. Acolo probabil se va mai lucra. Dar pe strada Areniș avem copaci ăștia care vedeți. Nuci, salci, salci albă, dud și așa mai departe, care îi îndreptă unor cetățeni de acolo. Și ei le-au ocrotit, ei le-au răsădit ca să fie primaloate. Acum, dacă vine gabioane acolo, normal că trebuie să tăiate. Și propun și vă solicit să aprobați să le dăm cetățeanul care, domnule, eu am răsădit dudul ăsta, ce fac cu el? Ia-le mâine. Nu, vai de capul lui, să-l rupi sau sălcii respectivi. Și vă solicit spre, și vă propun spre analiză și aprobare să aprobați să le dăm cu titlu gratuit. Numele și prenumele este trecut aici, pădurarul din zonă îi va taia un aviz din soțirea mărfii, să-l bagi omul în curte și să aibă și justificare din ce motiv l-a tăiat, ca noi să putem să ne continuăm lucrarea. Că asta e o lucrare, chiar dacă vine timpul răcoros, se poate lucra acolo. Se poate face gabioane în condițiile astea. Discuții dacă sunt la acest proiect? Dacă nu sunt, avizul Comisiei Juridice? Avizul abordat, încerc vorbim. Da, supune la abordat acest proiect de hotărâre. Deci, este pentru? Da, s-a putut acum vădă și la treci consilie. Asta a fost ultimul punct. Da. Doamna director, ați văzut ce a spus. Mi-a spus și afară, domnule, trebuie să o deviez. Deci este convins de faptul că trebuie deviată conducta. Bun, noi am insistat, ne-am făcut tot ceea ce a trebuit, să vedem ce se va întâmpla în continuare. Despre lucrările din Dofteana, cred că le vedeți, dar dacă totuși ne televizează și mai aud și alții, pot să vă aduc la cunoștință că în cursul săptămânii ăstuia, cred că, se încheie lucrarea care o face Vega pentru calibrarea și regularizarea pârâului Dofteana, în spatele primăriei, până sus la viaducta care face supra-traversarea. Se betonează zilele astea și acolo cred că se încheie lucrarea zilele astea. În două zile, maximum trei zile, vor pleca de acolo și vin și vor continua regularizarea râului Trotuș de la Mihai Iorga din dreptul lui, gabioane la vale, încă 200 și ceva de metri gabioane și profilarea, după cum știți, dă o cara pământ și acolo la stadion, nu? Da. Întărim malurile alea, că am fost într-o sâmbătă cu ei acolo, da. Regularizează și în aval pe partea dreaptă, dar fără gabioane, mă refer către Boloș în partea alaltă, nu? Și-o mutat organizarea de șantier la o proprietate privată acolo și construiesc gabioane, așa. Noi să sperăm că luna lui octombrie, toată până la 1 noiembrie, va fi gata lucrarea toată. E o lucrare frumoasă, cred că ați văzut-o, dar știți ce ar fi mai frumos? Acum nu vreau să ating pe nimeni, să spun așa, știu că deranjez multă lume. Oare n-ar fi bun o faleză așa frumoasă să demolăm tot ce e de la pod și până la stadion, tot, nu? Și să fie o faleză așa frumoasă, să turnăm beton din asfaltul nostru până acolo, un beton așa. Frumos să facem noi o pistă de biciclete, să facem o mână curentă să nu se ducă copiii, să prezintă un pericol acolo, nu? Să mai punem niște bănci ca să ne uităm și noi cum curge râul Trotuș, să vedem peisajul. N-ar fi frumos? Nu? Da. Nu propune oare? Nu, domnul Clopotaru? Da, mă gândeam să propui, nu? Eu cred că ar fi bine, nu? Da. Nu, domnul Popov? Deci o luați ca propunere deocamdată. Când va apărea proiectul de hotărâre, sperăm să fie mai discutabil atunci. Nu? Să se aprobe. Iar sta bine. Da. Cam așa ar trebui să arate. Știți de ce? Deja au început să-și pui talpa să mai construiască unul chiar pe zid, chiar lângă zid. Nu? Și vedem lucrurile astea normal? Nu. Deci sunt într-o discuție cu directorul de la Apele Române și vreau să-mi arate un plan chiar cadastrat dacă acel teren face parte din albia majoră a râului Trotuș. Dacă nu, îl trecem în inventarierea domeniului public și ne apucăm de treabă. Facem o faleză frumoasă. Pensionarii se plimbă cu bicicletele pe acolo. Nu. Asta este o discuție și cu un pic de spirit de glumă.
transmisând tuturor un pic de umor. Dar să-și mai gândească la asta, nu? Da. Dacă aveți alte discuții, vă rog. Cu celelalte lucrări, deci pe Valea Lărgii, s-a făcut subtraversarea acolo la Vasile Apostol, în camera de cădere care era acolo, urmează să predea amplasamentul, să ne dea drumul înapoi, că l-au terminat cei care au făcut lucrarea de acolo, iar ăștia alți vor să pună piatra concasată și balastru și să asfalteze în aceeași perioadă care asfaltează Valea Câmpului. E aceeași firmă. Întreabă cetățenii din Valea Câmpului cât mai durează asfaltul. Tot mereu ne întâlnim cu Ipilum. Cât mai durează? Cât mai durează? Dar spune că și eu întreb cât mai durează. Dar nu sună acum, îți facem chirie. Da. Ei vor să asfalteze, când asfaltează Valea Câmpului, să asfalteze și largă. Mult are, nu mai durează, dar să vedem. Da. Drumul 131A, care face legătura între Seaca și DN12, ligurile s-au încheiat, s-au terminat. Săptămâna viitoare, miercuri, joi, am informații, în funcție și de evoluția vremii, se va asfalta ultimul strat de asfalt, după care urmează marcajul pietonal și totodată face și marcajul pietonal cele construite prin Compania Națională de Investiții, Seaca toată, străzile din Cucuieț și cealaltă din Larga. În stadiul ăsta se află lucrările. Da, dacă aveți alte discuții. V-am spus, cu gazele avem întâlniri și joia viitoare, sunt niște probleme. V-am mai spus că de acum încep, dar nu vreau mai spus. Da. Dacă aveți așa discuții, dacă nu sunt, declaram și-o de tanchiță.